Evenimentul a fost structurat pe o serie de teme de discuții, una dintre ele fiind relația, de multe ori defectuoasă, dintre administrația locală și administrația centrală, dar și descentralizarea în contextul regionalizării. Rezultatele eforturilor de transformare a administrației publice locale s-au materializat în numeroase propuneri de legi, modificări peste modificări, decizii luate azi și anulate mâine, planuri și strategii care au încăput cu greu în sertarele instituțiilor de la București, iar astăzi sunt tot acolo, probabil neatinse. Însă, o spun apăsat, fără descentralizare nu va exista dezvoltare. De aceea, sper că nu vom asista iarăși la un nou început fără nicio finalitate, și mai ales sper că nu vor fi făcute aceleași greșeli, pentru că politica celui mai puternic, pur și simplu, nu mai merge. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, dar și primarii din județ, au ridicat probleme diverse pe care le-au prezentat președintelui, de la corelarea defectuoasă a legislației de accesare a fondurilor europene la situația parcului Șipote, infrastructura feroviară de transport, lipsa planurilor și demersurilor specifice de prevenire a calamităților naturale, contractarea de credite pentru noi investiții, urbanizarea forțată a satelor, probleme ale mediului de afaceri și multe altele. Nu ne-a prea întrebat nimeni despre master planul județului. Și cred că e firesc atunci când face cineva, și primarii sunt de față, nu trebuie să supere, să discutăm împreună, să ni se ceară de către ministerele care aprobă proiecte, să ni se ceară un aviz al master planului de dezvoltare a județului pe utilități, pe apă și canal. Care este consecința? Poate că, și o să spun aici direct, sunt oameni care au făcut proiecte, au îngropat conducta de apă, n-au racordat-o, dar n-au avut avizul master planului județului, a operatorului de apă și canal. Deci eu simt că e nevoie de o corelare. Și nu numai cu asta. Și programul regional operațional, eu sunt președinte la ADR Nord-Est anul acesta. Și asta cer, să ne întâlnim și cu celelalte programe. Programul de dezvoltare locală, să se întâlnească cu POR-ul, cu PNDL-ul și să acționăm complementar. Pentru că pățim altfel ca cei care au început tunelul într-un munte din două părți și nu s-au înțeles și au ieșit două tuneluri. Sigur că nu sunt rele nici două, dar eu cred că noi trebuie să corelăm lucrurile. Asta am vrut să spun, în esență, ceea ce privește relația administrației județeană și centru. Pe partea de strategie să fim consultați. Logica administrației locale și cu logica administrației centrale sunt diferite. În mod natural. Administrația locală s-a schimbat foarte repede. Și s-a schimbat din simplul motiv că reprezintă direct interesul comunității. Și dacă vedem un pic cu ce concept vine un administrator local și cu ce concept vine un administrator central, ne dăm seama că statul central a rămas mult în urmă. Deci, instituțiile centrale ale statului au rămas, nu puțin, profund ancorate în trecutul statului dinainte de Revoluție. Una dintre temele principale a fost infrastructura rutieră, sau, mai exact, lipsa acesteia. Din aprilie anul trecut sunt veniți bani de la Comisia Europeană pentru finalizarea rutei ocolitoare. Nici astăzi nu au demarat licitații cei la Ministerul Transporturilor. Deci nu ne plângem. Deci sunt bani aduși la Uniunea Europeană, pornită din anul 2006. Un oraș, Suceava, un oraș foarte sufocat, cu izolare trafic și așa mai departe. O autostradă nu poate fi realizată măsurând traficul pe un drum național. Autostradă poate fi realizată măsurând traficul posibil și probabilitatea ca această autostradă să ducă la dezvoltarea unei întregi regiuni. Discuția pe care am avut-o și la Iași, și la Suceava aici când a fost data trecută, și oriunde merg în Moldova, fără o autostradă în Moldova, despre ce vorbim? Despre ce infrastructură vorbim? Deci, părem total neserioși. Și văd că la București toți guvernații vin când e campanie electorală, vă promit și autostrăzi, și vapoare, și trenuri, și orice vreți, doar că nu se mai realizează nimic.
Asta și din cauza că toate planurile se fac pe 4 ani, cât ține o guvernare. Ori în 4 ani nu face autostradă și atunci deja șansele scad foarte mult. Aici trebuie să intervenim și personal o să tot duc acest mesaj mai departe. Un punct de vedere apreciat atât de președinte cât și de public a fost cel al consilierului local Adrian Arămescu. Și aș ruga pe domnul președinte să întoarcă înapoi toate legile care au îmbolnăvit societatea românească. Deci fără muncă, toate națiunile, toată Europa a avansat prin muncă. Și asta se vede. La noi spunem că au plecat 5 milioane de români. Nu este nicio problemă. Sunt țări cu număr mai mic de locuitori. Dar pomenele astea, ajutor social, eu nu am înțeles, poate mi-o explică un parlamentar, ce înseamnă venit minim garantat la un om care este bun de muncă. Așa ceva nu există în lumea asta. România nu este Egiptul, nu este Sahara, este o țară în care poți trăi fără nimic. Deci s-a încurajat. Românii trebuie să înțeleagă, cel puțin aia care plătesc taxe și impozite, că nu se mai poate. Deci nu se mai poate, doamnă. Dezvoltare fără muncă nu există. Eu v-am urmărit, domnul președinte, și pentru prima dată mă simt după 27 de ani reprezentat de dumneavoastră. Dar cred că mai mult decât pot face parlamentare, dacă atât trebuie să ai patriotism și interes să reprezinte pe cei care i-au trimis acolo. Altfel România vă bate pasul pe loc. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul președinte. Și România are nevoie de politici publice care abordează chestiunea într-un fel integrat și care, în loc să rezolve problema într-un loc și să o agraveze într-o sută, să vină cu politici care ameliorează peste tot situația și permit României să meargă înainte. Deocamdată, văd că sunt din ce în ce mai mulți politicieni și la București și în administrațiile locale, care își dau seama că de fapt asta ne trebuie. Iar ce a spus domnul dinainte, eu am spus o campanie, n-am devenit foarte popular prin asta, dar cred în asta. Ca să trăim bine, trebuie să muncim bine. Simplu de tot. Și ca să muncim bine, trebuie să avem conducători care ne creează condițiile să muncim. Nu putem să funcționăm așa. Că sunt unii cărora le place, fiindcă beneficiarea acestor demersuri. Trebuie să eliminăm. Deci, trebuie să eliminăm trântorii și șpăgarii din sistem. Altfel, nu vom progresa.